trecut-o în cioban, mai câțiva ani, și nu știut. Și-a trecut cu turma, așa turma a venit de peste deal, în căldură, seteoase, oile cum s-au băgat pe apă. Și până acolo sus, eu muri vreo 17. Și pomii, uite, din atmosferă. Asta se întâmplă la Roșia Montană acum, dacă vine goldul. Da, e cum situația acum? Eu nu știu. Cum? Cu Roșia Montană. Păi, vezi că vrea goldul să deschide ei aurul de la Roșia. Până ce a fost proiectat? Dar n-or băga că sunt puțini muncitori, s-au redus. A, nu mai lucrează așa. S-au redus aici așa în ter. Am pus și eu, nu mai pune atâta. Eu am pus. Deci ăsta era vatra satului, geamăna. Uh-huh. Uitați unde e biserica sus din mijlocul satului. Și uitați acum, da, asta e până 2006-2007 a fost făcut. Eu nu cam minte ce creștere am avut. Mai bine nu eram pe lume. Nu pot nimeni satul ăsta mai greu. Că a fost mai tare, mai nou. Nu atâta, nu vă mai spui altceva. Tata meu a murit în Cluj, pe masa de operație. I-a dat unul în cap. Cu turca, tale știi ce aia turcă? Mergeau cu turca, cu colinda. Cu colinda. Și ăla a fost, nu știu ce i-a zis, și colegia lui i-a dat cu un cap și-a făcut puroi la creier. Și nu fă gata, dus. Înainte de lucru, beați o țuică. Da, da. Să beau, să beau. Tata Biblia, ca mai mare, da. Coștiță, vezi, nu? Aici e înregistrată tata Biblia, plus aparat de radio, plus predici, cântări, muzică, și dar unia, ai puterea lui Dumnezeu mare. Eu bat-o un pic de coze. Tot optimist că ce, ăsta moare ultima, speranța. Da. Speranța moare ultima. Mai este o vorbă, e cu curaj găină că stai gâtul. Așa e și la noi. Nu mai uscat, dar e foarte. La coja e uscat. Nu, păi nu a fost aia atunci așa. Da, uite! Pobeați! E de casă, da? Da. Restul s-o la ușa. E pe urmă. Încă se iese. Nu știu ce se mai face. Se filmează copii ca să restă la cornetul cum în cap.